crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. V-am zis că schimbăm rețelele ca pe șosete. Astăzi am decis să fim în direct cu video din studio doar pe Instagram. Asta ca să știți. Excelent, da? Deci vă așteptăm pe pagina de Instagram Radio Europa FM. Deci, dați și inimioare acolo. Și TikTok, nu ne mai uităm la nimic. Astăzi suntem pe Instagram, în exclusivitate. Cristian din Alexandria e cu noi. Bună dimineața! Neața Cristi! Bună dimineața! Salutii! Tu ești Instagramul nostru astăzi. Da. Ce mai faci? Mult ca Instagram. Ce faci, Cristi? Eram chiar la ușă să plec la job. Hai, mă, dă-l încolo de serviciu. Cu ce te ocupi? În vânzări. În vânzări. Deci fiecare minut contează. În vânzări acolo, în Alexandria. Da. Ce se mai vinde, Cristi? Ce mai merge în Alexandria? De toate. Serios? Da. Mă bucur, înseamnă că vă merge bine. Da, de cumpărat. Ce se cumpără? după posibilități. A, vezi? Și acum, Cristi, mai ești cu cineva singur? Care e situația? Da, păi m-am întors și, na, sunt cu soție. Ți-ai fugașcă. Să rămână. Bună dimineața! Cum te numești? Bună dimineața, Iuliana sunt. Bună, Iuliana! Ia uite ce voce veselă și vioaie și strălucitoare așa dimineață. Bună, Iuliana! Un vibe bun, nu? Da, da, da. Acum am văzut de ce ai așa de sunflat, Cristi, că o să îi preiei controlul. Auzi, Cristi, că ești dezumflat. Ești dezumflat sau plin de energie? Sunt concentrat, ca să... Concentrat. Da. Ăsta e spiritul, bravo. Dacă te mișcai un pic mai repede și ieși din casă... Da, lasă că așa e bine, da, totul se împacă. Era în mașină. Că duci bine. Gunoiul ceva, găseu. Păi e simplu la noi să știi, avem 4 întrebări pentru tine, plecăm de la 100 de euro, tu dublezi sau nu de fiecare dată. Singura chestie mai dificilă așa e să răspunzi în 6 secunde, dar este simplu să știi. Da, am înțeles. Ori știi, ori nu știi. Ori nu știi. Luca, întrebări simple. Ori alb, ori negru. Foarte simple. Foarte simple. Da. Vedem cu domnul Luca. Multe le-am știut, multe nu le-am știut. Să vedem cum picăm. Ca toată lumea. Depinde dacă ai picat pe subiect sau nu. Nimeni nu le știe pe toate. Ai știut așa și așa multe, dar multe așa și așa n-ai știut. Mă rog, vedem ce iese. Hai, mult succes, Cristi. Mulțumesc. Cristi și Iulian. 100 de euro. Deja avem pereche participantă. Oameni buni, să ne spuneți pentru 100 de euro ce înseamnă submersibil. Adică intrat în apă. Mai pe scurt. Da, păi ce să-i spui? Da, scufundăcios, ce să-i spui? Înfundat. Dar se poate scufunda. Da. E bine intrat în apă. Intrat în apă cu un grad de toleranță oarecare. Da. Tu când te arunci în piscină, ești clar submersibil. Da. Pe la greutate, hați. Hai că se acceptă, bravo. E bine. Problema e că noi grași avem flotabilitate mare și submersibilitatea e uneori dificilă. M-am făcut bine. Nu știu ce să zic. Da, mă rog. Da, ai 100 de euro, bravo, Cristi. Tu decizi dacă dublezi sau iei banii și te duci la serviciu. Nu, cred că Iuliana. Părerea mea, nu vreau să mă bag. Eu zic că dublăm. Hai să dublăm. Iuliana? Noi așteptăm confirmarea. Iuliana, mai e sau te-ai închis? Te-ai închis în baie. Se merge, măi, gata. Se merge. Gata. 200 de euro. Atenție cu... Vă dau mesaje, prietenii? Da, la soția pe telefon. Ce zic? Ia, ce zic? Curaj, hai! Le zic baftă! Da. E normal, ce să zic. Hai să vedem. 200 de euro. Fiți atenți că nu e greu, da? Cristi și Iuliana, concentrați-vă. Amintiți-vă de orele de chimie. Oh, da. Și spuneți-ne că nu e greu, da? Ce element chimic are simbolul AG, Ana Gheorghe, AG? Argint.
Să știi că dacă apucai să pleci de acasă, acum spuneam că ne pare rău și ne mai auzim când o fi. Dar vezi, băi, ce înseamnă să ai o soție ca lumea. Bravo, Iuliana! Bravo! Iuliana nu vrea să meargă. Ce nu vrea? Vorbește mai tare, Cristi, vorbește cu noi. Nu vrea să meargă mai departe. Hai de voi. A, nu există așa ceva. Râd-o. Prima dată ai zis-o cu jumătate de gură, așa de n-am auzit. Nu mai lăudați că voia să se oprească în loc cu mine. Cristi, 200 de euro de o poșetă așa și o pizza. Pizza pentru cine și poșeta pentru cine? E, acum nu vreau să intru în detaliile astea, dar puteți face 400 de euro dacă mergeți mai departe. Da, eu merg mai departe. Dacă nu e întrebarea grea. Iuliana, ce face? După părerea mea, primele două întrebări au fost mai grele decât următoarele, dar mă rog, e chestie de gust. De percepție. Da. Da. Hai. Hai că poți, hai. Mergem mai departe. Bravo. Bine zis. 400 de euro. Adică deja am eu emoții. E dacă nu vreau să am conștiință vreun scandal casnic. Nu există. Iuliana se oprească de la 101. Deja a întins-o ca lumea, Cristi. N-auzi că nu se mai aude? Fetele sunt mai prudente. Asta nu e o întrebare grea deloc. Trebuie doar, de asemenea, să vă concentrați puțin și să spuneți ce țară europeană mai este cunoscută și sub denumirea de Republica Hrvatska. Croație. Cum te-ai oprit asupra acestui răspuns, Cristi? Păi altul nu e. La așa întrebare... Ai fost în vacanță, Republica Hrvatska? Aici vreau să bat și eu. Ai fost în vacanță? Nu. Hai că la voi e simplu. Mai mergi un pic pe Dunăre în sus, faci stânga, treci prin Serbia și uite așa ajungi în Croația. Și acolo pe marginea drumului din când în când o să vezi scris pe câte un panou. Așa scrie Odojak cu capa. Odojak se pronunță. Tragi pe dreapta unde scrie Odojak, te așezi la o masă și ți-aduce purceluș la rotisor. Pe o tavă... Ca la greci. N-am purceluș de ăsta, nu prea... Odojak, îi spune... Sunt. Zakynthos. Ia, Zakynthos, purceluș la rotisor. O comunitate de croați. La rotisor, da. Sunt. Uite că bine, n-am văzut. În Grecia îți dau ce vrei tu. Da, în Grecia, bine, e la... Cum îi zice, mă? Nu souvlaki. E ca un souvlaki, dar de mari dimensiuni. Kebab. Nu. Bucăți mai mari de porc rotisate. Exact. Purceluș la rotisor. Și miel, și purceluș, și... Toate animalele. Tot ce ar fi să fie. Ei spus că a câștigat. Cristi! Ai 400 de euro, Cristi. Mulțumesc. Da, și să făcut... mai devreme, erai concentrat pe Bulgaria și peste. Din cauza ta mi-a făcut Vlad poftă de purcel rotisat. O tăiac, da. Și acum trebuie să stabilești cu Iuliana dacă mergeți și la ultima întrebare la 800 de euro. Spune că sau... nu se mai aude soția, nu mai zice soția nimic. Soția a fugit? Da. Nu mai. Hai de mă. A zis gata, nu mai. Vezi că aici o să-ți pară rău de tot că nu mergi mai departe, crede-mă. Eu îți vând un punct. Cristi, întrebarea asta ultima e așa și așa. Trebuie să fie prima, lasă-o acolo. Fără Iuliana e greu. Adică dacă nu e cu tine, ori o convins să meargă cu tine, ori nu. Să te ajute, ori dacă a plecat, s-a îmbufnat, a închis ușile pe acolo sau ceva. Nu, n-a plecat, nu, e lângă mine, cum? La 400 de euro să pleci. Bun asta. Ce bun a fost asta. Da, recomandarea mea e să mergi mai departe. Luca, eu nu știu ce să zic. Nu, Vlad, tu ce zici? Eu zic să meargă. Da, mai e simplu. Avem amândoi același feeling și rămânem pe loc. O să vezi că o să-ți pară rău, rău de tot. Ce tristețe. Cu atât mai bine înseamnă că... Eu am greșit răspunsul la întrebarea asta, recunosc, deci. Bine, tu nu ești relevant. Da, dar ei doi zic că e foarte ușor. Deci, pentru ultima oară te întrebăm, mergi mai departe sau te oprești? Mă opresc la 400 de euro. Felicitări, ai 400 de euro în dimineața asta.
Hai să vezi, să vedeți tristețe ce o să fie acum când o să aflați care e întrebarea. Ia să vedem. Eu zic că doar Iuliana poate știe întrebarea. Nu, o să vezi, fii atent. Pentru 800 de euro, Cristi și Iuliana, întrebarea era: cine a scris poezia Leoaică tânără, iubirea? Ha, da. Nu știu. Vezi? Știți? Nu cred. Da? Mă bucur că v-ați oprit. Da. Da. Eu când am scris întrebarea, am dat răspunsul Marin Sorescu. Și, și Vlad a scris celălalt Sorescu. A văzut Vlad și zice, băi, maestre, vezi că e celălalt Sorescu. Iubirea e cu celălalt Sorescu. Da, respectiv. Zic, care celălalt Sorescu? Eu nu mă prindeam că am greșit. Nikita Stănescu este celălalt Sorescu. Da. Am văzut pe Google. Da. Iuliana și Cristi, felicitări, ați câștigat 400 de euro în dimineața asta la Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM. Deșteptarea